frumos, e confortabil, sperăm din toată inima ca să se și întrețină, sperăm din toată inima cât mai mulți craioveni să-și lase mașinile acasă, să fie convinși de faptul că acum au condiții decente de transport, chiar condiții foarte bune de transport, și în această situație să putem să avem un trafic cât mai puțin aglomerat. Dacă oamenii vor începe să circule cu transportul în comun, eu zic că dimineața nu vom mai aștepta câteva minute în plus în trafic, ci va fi totul foarte frumos, mai ales că acum avem condiții. Era momentul, celelalte erau destul de vechi. Era momentul, așteptăm de mult momentul acesta, trebuie să recunoaștem. Nu puteam niciodată să ne permitem Primăria Craiova ca să facem o astfel de investiție, care este într-adevăr una foarte mare, dar am profitat de faptul că au venit acești bani europeni și acum iată că avem 10 tramvaie noi începând de astăzi, 17 vor fi pe șine peste încă 2 luni de zile, deci practic vom schimba tot parcul auto. Și pentru că vor veni noile autobuze, urmează să mai așteptăm în lunile următoare încă 30 de autobuze noi și atunci chiar transportul public în Craiova va fi în condiții foarte, foarte decente organizat și tot mai mulți craioveni vor putea să beneficieze de aceste condiții bune. Cât timp vor circula aceste tramvaie? Când vor fi schimbate? Nu știm când vor fi schimbate, da, depinde cât sunt de întreținute. După regula care s-a schimbat cele vechi? Nu, noi sperăm să nu deocamdată, să ne bucurăm de ele și să sperăm din toată inima că vor fi întreținute. Adică chiar fac un apel la craioveni să aibă grijă de aceste tramvaie, pentru că au costat foarte mult, sunt foarte frumoase, sunt mai frumoase decât oriunde în țară. Și asta se poate vedea cu ochiul liber, comparații toate tramvaiele care au venit din celelalte orașe și vă garantez că acestea o să vă placă cel mai mult. Practic, faptul că noi am așteptat mai mult după ele și am avut posibilitatea să le vedem pe celelalte apărând în trafic, ne-a dat posibilitatea ca să și umblăm un pic la design. Pentru că noi am cerut operatorului PESA ca să schimbe designul față de cum erau cele de la Iași sau de la Cluj, care mie mi se pare că nu sunt foarte schimbate de cele vechi pe care noi le-am avut. Sigur, sunt noi, dar atât, în rest arată la fel. În schimb, acestea sunt niște tramvaie cu un design foarte frumos, în primul rând, cu niște culori alese foarte frumoase și autobuzele, la fel când vor veni, vor avea același colorit, turcoazul acesta, care este o combinație între alb și albastru, culorile orașului. Ziceați, vorbeați de investiții, de bani europeni. Ați aruncat o privire? Mai sunt alți bani pe acolo pentru alte investiții? Mai sunt alți bani, dar nu mai luăm alți bani pentru tramvaie, pentru că 17 tramvaie sunt ultra suficiente pentru ceea ce avem nevoie acum. Pentru autobuze încercăm să mai luăm, pentru că vrem să extindem transportul public și în comunele din zona metropolitană și atunci automat va trebui să avem mai multe autobuze. De altfel, noi le-am și promis primarilor care se află în zona metropolitană că de la 1 iulie vom începe să facem transport și în localitățile lor, în primul inel care este lângă Craiova.